Aflat la cea de-a doua ediție, concursul internațional Cupa Academiei Daniela Dodean a reunit la start peste 200 de sportivi din România, Serbia, Turcia și Ungaria. Clubul sportiv municipal Slatina a fost reprezentat de sportivii pregătiți de Gabriela Cuțudi. Slătinenii au avut un parcurs bun, însă doar Bianca Toma a reușit să obțină 3 medalii. CSM Slatina a participat cu număr de 3 sportivi, Bianca Toma, Antonie Ciprian și Mihai Robert, și ca și rezultate ne-am evidențiat prin medaliile cucerite de Bianca în număr de 3. La categoria Under 11, Bianca a obținut locul 1 individual, la categoria Under 13 a obținut locul 3 tot la individual și la categoria Under 13 la echipe tot locul 3 cu colega ei de la Vatra Dornei, Galan Andreea. Performanțele Biancăi sunt rezultatul unei munci constante și a unei dorințe puternice de a excela. A fost o competiție destul de grea pentru că am participat la 3 categorii mai mari decât mine. Am obținut locul 1 la Under 11 individual, locul al treilea la Under 13 la echipe împreună cu colega mea Galan Andreea și locul al treilea tot Under 13 la individual. Adversarele tale cum ți s-au părut? Mi s-au părut foarte pregătite, dar am putut să câștig. Participarea la competițiile viitoare reprezintă o nouă oportunitate pentru Bianca de a-și testa abilitățile și de a-și consolida poziția printre cei mai buni tineri jucători de tenis de masă din România. Este vorba despre top 16, Under 13, care îmi propun să iau o medalie. Paleta de argint, care îmi propun să iau locul întâi. Exact cum s-a întâmplat și anul trecut. Da. Campionatul național Under 11 și acolo îmi propun să iau medalie. Aceste rezultate sunt o dovadă clară a talentului și ambiției sale, confirmând că tânăra sportivă are un viitor promițător în tenisul de masă.